Locuitorii satului Sămășcani, Șoldănești, au apă bună de băut. Cele 250 de gospodării din localitate au fost conectate la apeduct. Evenimentul de inaugurare a sistemului de aprovizionare cu apă de calitate a adunat multă lume din sat, dar și oaspeți. Printre ei s-a numărat și fostul premier al țării, liderul PLDM, Vlad Filat. Aș vrea ca să știți că, de fapt, doar în raionul Șoldănești, în perioada 2009-2014, avem implementate sau în finalizare de implementare 45 de proiecte în valoare de 32 de milioane de lei din fondul ecologic. În întreaga țară avem multe proiecte de investiții. Nu investim doar în proiectele de aprovizionare cu apă potabilă, investim în reparația drumurilor, în construcția școlilor, grădiniților. Statele noastre aveți mai multe proiecte implementate, așa cum a spus. Mă bucur că și grădinița a cunoscut investițiile necesare pentru ca copiii să aibă condiții de studii, pentru educație. Pentru perioada de viitor, desigur, noi trebuie să continuăm. Mai este mult de muncă și în localitatea noastră, în raion, în întregime, este de muncă mult în întreaga țară, doar că ceea ce am realizat noi în acești 5 ani de zile demonstrează că se poate. Multă lume nu credea că vom avea un acord de asociere. Cu multă lume nu credea că vom putea merge în Europa fără vize. Și cu multă lume nu credea că noi vom putea să implementăm proiecte și proiecte foarte multe. Doar eu am să vă aduc o cifră, ca să nu aduc multe cifre aici. Dacă din 2001 până în 2010 raionul a beneficiat doar de 3 milioane de lei din fondul ecologic, atunci din 2010 până în prezent 32 milioane de lei. Aceasta înseamnă că noi suntem capabili, că echipa care este la guvernare, guvernul Filat, guvernul Leancă, este capabil să ducă Republica Moldova în Europa. A fost o propunere pe agenda mea în calitate de deputat din partea dumneavoastră, care astăzi a devenit o realitate. S-a lucrat mult, s-a lucrat în timp, s-a lucrat în echipă și de aceea s-a reușit. S-a reușit pentru că am fost mulți și astăzi vreau în special, într-un mod special, să mulțumesc domnului președinte Filat și dumneavoastră tuturor, care ați avut încredere și am avut susținere și promovarea dumneavoastră în calitate de deputat. Autoritățile locale susțin că și alte sate din raion vor fi alimentate cu apă potabilă. În programul nostru electoral a fost spus că timp de 5 ani de zile, practic 100% de localități fie asigurate cu apă și cu apă potabilă. Ce s-a reușit în 4 ani de zile, dar mai bine zis în 3, pentru că începutul a fost, da, spunem, la început atunci proiectării au mers. Avem 23 de primării, dintre care în 18 deja se duce lucruri intens cu aprovizionare cu apă. În 10 deja este, în 3 anul ce să merge proiectarea și numai în restul încă pentru anul viitor se face. În satul Sămășcani, Șoldănești, sunt peste 1400 de locuitori.